O manevră nefericită a avut ca rezultat două persoane decedate. Nenorocirea s-a întâmplat vineri seara în jurul orei 19 pe șoseaua 585 care leagă Romanul de Iași, chiar în punctul de întâlnire a celor două județe. Din ce spun martorii și din cercetările polițiștilor, două persoane aflate într-o căruță trasă de un cal au efectuat o întoarcere riscantă. Atelajul nu a fost semnalizat și, drept urmare, a fost lovit de două autoturisme care circulau regulamentar spre Iași. Sărit în față, pur și simplu, nu. Nu era semnalizat cu nimic, o veste, un Nu, felinar. nu. N-avea o veste, n-avea nimic și nu era cu spatele ca să văd un triunghi sau... Dar cum era? Era întors în drum sau mergea? Da, ieșise de un drum lăturalnic și au vrut să treacă axul drumului. Și eu i-am întâlnit exact în mijlocul căruței, deci am dezmembrat. Polițiștii au demarat cercetările. La data de 21.10.2011, în jurul orelor 19, pe DN2 28E583, s-a produs un eveniment rutier. În eveniment a fost implicat un atelaj cu tracțiune animală și două autovehicule. În urma accidentului a rezultat decesul a două persoane care se aflau în atelaj, iar din cele două autoturisme nu au fost victime. Cele două victime au 37 de ani și sunt din Săbăoani. Polițiștii i-au testat pe șoferi, iar etilotestul a indicat că aceștia nu consumaseră băuturi alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.